Domnul primar, iată-ne de nou la Lipova, un oraș vechi, un oraș istoric. Am văzut că aveți multe șantiere începute, multe străzi începute. Ce ne puteți spune? Într-adevăr, avem foarte, foarte multe șantiere la ora actuală. Avem de finalizat anul acesta trei proiecte europene. Unul, extindere și reabilitare rețea de apă în orașul Lipova, lucrări care sperăm să le încheiem în cursul anului 2015. De asemenea, tot în cursul anului 2015 vom finaliza cele 14 străzi, tot pe fonduri europene, și tot în anul 2015 vom finaliza și centrul de informare turistică, tot pe fonduri europene. Ca lucrări în execuție, avem Casa de Cultură, care nu avem un termen limită, dar o să încercăm să finalizăm această lucrare tot în cursul anului 2015. Am văzut că are o arhitectură foarte frumoasă. Ce ne puteți spune? Deci proiectul practic a fost făcut după o poză din anul 1900. Dacă ați fi văzut sau aveți o poză cu clădirea veche, o să vă dați seama că au apărut niște modificări, au apărut niște turnulețe, au apărut geamurile care existau odată, ușile, și cred că o să fie un obiectiv foarte frumos pentru orașul Lipova. La fel și centrul de informare, care se respectă arhitectura clădirii vechi, și consider că o să avem o nouă clădire foarte frumoasă în zona respectivă. Sigur, fața orașului Lipova se va schimba fără doar și poate. Spuneți-ne de ce se întârzie lucrările, pentru că probabil cetățenii sunt nemulțumiți de întârzierea lucrărilor. Am înțeles că, de fapt, Lipova stă pe un sit arheologic. Da, într-adevăr, cetățenii sunt nemulțumiți. Ce pot să vă spun, că constructorul lucrează și probabil chiar de aseară am început să lucrăm și pe perioada de noapte. Sunt convins că o să facă toate eforturile și vom finaliza cele 14 străzi în acest an. Îmi cer scuze pe această cale pentru disconfortul creat cetățenilor, dar îi asigur că în două luni, maxim trei luni, două luni jumate, vor putea circula civilizat în Lipova. Și încă o dată îmi cer scuze pe această cale. Legat de cercetările arheologice, într-adevăr, au blocat lucrările pe zona de centru peste 4 luni de zile. Am obținut descărcare arheologică, s-au făcut niște lucrări suplimentare pentru această descărcare arheologică, dar mulțumesc la Dumnezeu, astăzi este ok și putem lucra din plin și pe strada centrală, în centrul orașului. Spuneți-ne câteva cuvinte despre locurile de muncă de aici, din Lipova. Sunt locuri de muncă? Nu sunt? Deci, legat de locurile de muncă, după cum ați văzut, s-au ridicat foarte multe hale. Din punctul meu de vedere, locuri de muncă sunt. O demonstrează și Everelul, care a început să-și aducă muncitori de pe Valea Mureșului. Probabil locuitorii Lipovei, cei care nu au astăzi un loc de muncă, nu sunt mulțumiți de salariul acordat. În rest, nu cred, din punctul meu de vedere, nu cred că există o problemă cu locurile de muncă, din moment ce anumite firme își aduc oameni de pe Valea Mureșului și suportă transportul. Ce proiecte de viitor aveți pentru Lipova? Pentru că bănuiesc că aveți. Deci, proiecte de viitor, sigur că am. Chiar marța trecută s-a semnat contractul de lucrări pentru baza sportivă, care va cuprinde încă un teren sintetic, o tribună modernă de 1500 de locuri pe scaune, vestiare sub tribună, tribună acoperită, instalație de nocturnă și tabelă electronică. Tot marți, din fericire, după lupte seculare, s-au deschis și ofertele pe spital, și cred că până la sfârșitul anului vom avea și acolo constructorul care să realizeze obiectivul pentru care m-am bătut foarte, foarte mult și la care nu o să renunț sub nicio formă. Mai ales că am
semnat contractul de finanțare, finanțarea este asigurată, dar din păcate legea achizițiilor publice în România este cum este și permite anumitor constructori să participe la licitații mai mult de formă, ca să încurce lucrurile. Da, am înțeles că aici la spital se vor reînființa noi secții. Da, deci nou spital va fi prevăzut la subsol cu o bază de tratament, saună, piscină, bază de recuperare. Etajul 1 și etajul 2 vor fi rezervate secțiilor de pediatrie și interne, la care se vor adăuga un compartiment de primire urgențe sau unitate de primire urgențe la nivel mai mic decât Aradul. Dar vom avea o unitate de primire urgență, vom avea bloc operator, parte de reanimare, ATI, se pot face și operații la Lipova în viitor și sperăm că totul va fi ok. Să readucem spitalul la ceea ce a fost odată. Spuneți-mi, pentru Șoimoș, ce lucrări aveți? Deci, din păcate, Șoimoșul, am făcut, recunosc, foarte puțin pentru Șoimoș, dar nici nu am avut posibilitatea să accesez. Am găsit acum calea și ce pot să le promit, că în 2016 vom demara lucrările pentru apă, canal, tot ce înseamnă Șoimoș și partea de Radna care a rămas fără aceste utilități. De asemenea, și stațiunea Lipova Băi este prinsă în proiect cu partea de canal, un obiectiv turistic important pentru noi, care din păcate nu se poate dezvolta din unul din factorii care împiedică dezvoltarea este lipsa canalului menajer. Am văzut că se lucrează foarte puternic pe centru. Spuneți-mi câteva cuvinte despre bazarul ăsta turcesc, pentru că știu că este un... Deci bazarul turcesc este un monument istoric. Cel puțin în ghidul PEPOR 2014-2020 se pot accesa foarte, foarte mulți bani pe monumente istorice. Din păcate, primăria sau statul român nu este proprietar la acest bazar. Proprietarii sunt mai mulți privați și nu cred că vom găsi o soluție să accesăm fonduri europene. Urmează să căutăm o altă cale pentru reabilitarea acestui obiectiv foarte, foarte important pentru Lipova. Spre deosebire de bazarul turcesc, Biserica Ortodoxă din Lipova, care este tot monument istoric, avem un proiect pregătit și cred că de la anul, dacă ne ajută Dumnezeu, o să reabilităm și biserica asta, care este un simbol pentru Lipova. Mănăstirea, din fericire, arată bine, acum a fost reabilitată. Dorim ca și Biserica Ortodoxă din Lipova să fie reabilitată. Deci în câțiva ani veți aduce Lipova la standardul unui oraș european? Oh, este foarte greu. Deocamdată, gândiți-vă că am spart foarte, foarte multe străzi pentru apă și canal și destul de greu într-un mandat să realizez obiective la nivelul ăsta. Eu consider că din punctul meu de vedere, cât am putut, m-am bătut pentru acest oraș, am încercat să aduc cât mai mulți bani, mulțumesc celor care m-au ajutat. Le doresc sănătate tuturor locuitorilor Lipova și încă o dată îmi cer scuze pentru disconfortul creat, dar asigur că în două luni jumate se va circula în Lipova în condiții normale, să zicem. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!